Amenințarea Federației Sanitas cu greva generală și situația tot mai gravă reclamată de spitale au reușit să-i trezească pe guvernanți la realitate și să-i oblige să găsească soluții. În ședința din 11 ianuarie, guvernul a deblocat 8.000 de posturi în sistemul public de sănătate și de asistență socială. Din punct de vedere al Sanitas, este un început. Însă nu este suficient, anunță sindicaliștii într-un comunicat în care se mai precizează că se continuă procedurile de declanșare a conflictului colectiv de muncă. Cu cele 8.000 de posturi ce se vor ocupa în perioada următoare, se rezolvă doar un sfert din necesarul de personal în cele două sisteme, iar deficitul se va adânci în continuare, atât timp cât angajații nu-și văd rezolvate problemele de natură salarială și vor continua să plece. Noi ne menținem solicitarea de creștere cu 20% a veniturilor tuturor categoriilor de angajați din sănătate și asistență socială. Sanitas continuă procedurile de declanșarea conflictului colectiv de muncă împreună cu alte organizații sindicale care au decis sau vor decide să ni se alăture, se precizează în comunicatul de presă al Federației Sindicale. Și Colegiul Medicilor Hunedoara arată că acum a luat la cunoștință cu stupoare și regret de modul în care au fost calculate valorile punctelor pentru capitație și servicii, atât pentru asistența medicală primară cât și pentru ambulatorul de specialitate. Acum când valoarea inflației este mare, când aprecierea altor categorii sociale a crescut, cabinetele medicilor de familie și celor din ambulator vor avea veniturile diminuate cu aproape 30%. În plus, creșterea salariului minim pe economie a determinat creșterea salariilor asistentelor și a personalului auxiliar. Și să nu uităm de creșterea semnificativă de taxe pentru anul 2024. Toate acestea corelate vor duce la o scădere a veniturilor medicilor de aproximativ 50%. Colegiul Medicilor Hunedoara susține orice formă de protest pe care medicii din asistența medicală primară și din ambulator vor hotărî să o adopte. Se menționează în informarea semnată de Ulița Sânjoan Andreea, președintele Colegiului Medicilor Hunedoara.